seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Autoritățile din Orhei sfidează regulile epidemice și cheamă elevii la școală, punându-le sănătatea în pericol. Poliția s-a limitat la avertizări, dar și revizui decizia. În capital au fost amenajate corturi unde oamenii cu simptome COVID-19 vor putea fi testați gratuit. După Statele Unite și Marea Britanie, își retrage membrii ambasadei de la Kiev pe fondul avertismentelor privind o invazie. Între timp, rușii mobilizează în continuare trupe la granița cu Ucraina. Un soldat a ajuns la spital după ce a fost bătut la un cămin militar din Chișinău. Unul dintre agresori a fost reținut. Raionul Orhei devine stat în stat. Autoritățile de acolo spun că nu vor ține cont de restricțiile impuse de Comisia Națională pentru Sănătate Publică. Măsurile vor fi luate de specialiștii din localitate, deoarece situația epidemiologică este diferită. Astfel, elevii vor merge la școală, vor fi organizate nunți și botezuri, iar certificatul COVID nu va fi necesar la intrarea în centrele comerciale. Poliția însă avertizează că responsabilii s-ar putea alege cu dosare penale dacă nu se vor conforma deciziei Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Nu înțelegem de ce atâtea emoții astăzi manifestă și ministrul educației și ministrul afacerilor interne și prim-ministrul Republicii Moldova atunci când este vorba de o anumită îmbunătățire, dacă vreți, prin decizia Comisiei Raionale a anumitor prevederi pe care Comisia Națională le are. Președintele raionului a anunțat astăzi că decizia luată de autoritățile centrale nu corespunde cu realitățile și statisticile pe care le colectează specialiștii în sănătate publică din Orhei, astfel că restricțiile vor fi decise la nivel local. Acesta a avut și un răspuns pentru guvern, care ieri a declarat că hotărârea Comisiei din Orhei este nulă. Noi așteptăm un act juridic care, ori dacă ei zic că este nul, să vedem un act în care se scrie negru pe alb, cu o ștampilă, că este vorba despre o instanță de judecată, că este vorba despre altă instanță care își asumă asemenea prerogative, să zică clar, semnat, da, iată, domnilor de la Comisia Raională de Sănătate Publică Orhei, v-ați depășit atribuțiile, deciziile sunt nule și din secunda asta toate serviciile deconcentrate au o altă agendă decât cea făcută de către Comisia Raională de Sănătate Publică. Și în sensul ăsta vă asigurăm că ne vom conforma. Și dacă în toată țara, pentru a opri răspândirea variantei Omicron, de sâmbătă sunt interzise nunțile, botezurile și tot felul de petreceri, atunci la Orhei se poate. În plus, oamenii nu trebuie să prezinte certificatul COVID la intrarea în spațiile închise neesențiale, iar zonele de agrement și parcurile de distracții rămân deschise. Într-un comunicat emis astăzi de către Inspectoratul General de Poliție, se spune că prin încălcarea prevederilor hotărârii CNSP, autoritățile de la Orhei au încălcat și au pus în pericol viața și sănătatea elevilor, a profesorilor, dar și a întregii comunități, pentru a exclude faptele ilegale comise de administrația publică locală din raionul Orhei. Angajații IGP au solicitat convocarea repetată de urgență a Comisiei Teritoriale Orhei în vederea revizuirii prevederilor hotărârii numărul 1 din 21, luna 1 2022 și conformarea obligatorie la hotărârea CNSP numărul 2 din 20 ianuarie. Precizează polițiștii menționând totodată că dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci ar putea urma sancțiuni. Juriștii susțin că acțiunile autorităților de la Orhei sunt pasibile de răspundere penală. În dependență de ce consecințe va genera nerespectarea măsurilor de prevenire care au fost stabilite către Comisia Națională de Sănătate Publică, eu cred că organul penal poate iniția o cauză penală și atrage la răspundere penală față de membrii Comisiei ce au adoptat hotărârea la Orhei. Totodată ar putea fi analizată și inclusiv pornită urmărire penală în temeiul articolului 28 cod penal, excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu. Avocatul Vlad Roșca afirmă că dacă decizia Comisiei de la Orhei va avea consecințe grave, cei care au adoptat-o ar putea să ajungă chiar și după gratii.
Așadar, la ordinul autorităților locale, elevii din Orhei au mers astăzi la școală. Directorii de instituții spun că se conformează deciziei Direcției Educație, reprezentanții căreia afirmă că la rândul lor se supună regulilor impuse de Consiliul Raional. Asta în condițiile în care în raionul Orhei situația epidemiologică este îngrijorătoare, iar peste 700 de elevi sunt în autoizolare. În timp ce astăzi toate școlile din țară au învățat în regim online conform deciziei autorităților din sănătate, la Orhei, instituțiile de învățământ au rămas cu ușile deschise, iar elevii au mers la lecții în regim obișnuit. Cât timp am filmat liceul Ion Luca Caragiale din Orhei, la fața locului a ajuns și poliția ca să verifice dacă sunt respectate restricțiile anticovid stabilite de Comisia Națională de Sănătate Publică. După aproape o oră de discuții cu administrația, oamenii legii au părăsit școala, dar au refuzat să ne spună ce s-a decis. Ce i-ați spus directoare și ce se întâmplă în cazul dat? Va fi sancționată administrația școlii? Doamnă, ne grăbim la o chemare urgentă. Avem altă indicație, zi bună. Directorul adjunct al liceului ne-a spus că polițiștii au venit să afle la indicația cui elevii au mers astăzi la școală. Decizia a fost luată la nivel de raion. Direcția Generală Educației Orhei ne-a comunicat că noi vom ieși cu prezență fizică. Și noi suntem angajați care am ieșit cu prezența fizică. A fost confuzie și din partea profesorilor și a părinților. Am fost sunați, întrebați care este situația și am spus ceea ce am primit și noi, că noi vom fi la ori cu prezență fizică. Deși recunoaște că situația epidemiologică s-a agravat, Zinaida Băleanu susține că administrația școlii nu poate lua decizii pe cont propriu. Părerea mea este că la un astfel de problemă este vorba de sănătate, cuvântul trebuie să-și spună medicina. Eu știu care este poziția Centrului de Sănătate Publică de la Orhei, dar care a fost decizia Comisiei Teritoriale este așa cum este. Sănătatea totuși trebuie să în prioritate. În primul rând, sănătatea și securitatea copiilor. Responsabilii de la Direcția Educație din Orhei susțin însă că respectă hotărârea Comisiei Raionale Teritoriale de Sănătate Publică. În situația când va depăși 40% în instituția de învățământ copii testați pozitiv, sigur că la nivel local toată instituția de învățământ va trece online. Aliona Nartea a spus că în raionul Orhei sunt peste 11.000 de elevi, dintre care 46 sunt infectați cu COVID, iar 700 sunt în autoizolare după ce în 27 de clase au fost depistate cazuri de infectare. Totodată, din peste 900 de profesori din Orhei, 12 au fost testați pozitiv. În alte localități însă doar profesorii au mers la școală. Elevii au fost prezenți la ore de acasă. Se vede tot, așa? Vă rog frumos, deschidem caietele, scriem data de astăzi și vă rog să notați subiectul lecției în caieție. Cum s-au desfășurat orele virtual la un liceu din Chișinău și la ce metode au apelat profesorii pentru a nu-i vedea pe elevi plictisiți, vedeți în jurnal. Începând de astăzi, locuitorii capitalei se pot testa rapid în cazul apariției simptomelor COVID-19, nu doar la policlinici, dar și în corturi. IGSU a instalat în municipiu 16 puncte mobile de testare pentru a fluidiza fluxul mare de persoane suspecte la coronavirus. Testarea este gratuită, dar nu se poate face fără un certificat de la medicul de familie. Corturile instalate de IGSU, care servesc ca puncte de testare, au fost prevăzute anume pentru astfel de situații, când în fața policlinicilor se formează cozi de oameni și aglomerații. În scurt timp, echipa de angajați medicale a început testarea în cortul instalat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Așadar, persoanele adunate în fața instituției medicale nu au fost nevoite să aștepte prea mult timp în frig. Persoana foarte mult rând. Ce timp ați stat? 5 minute. Faroșă idee. Faroșă, atlicină. Au fost însă și dintre cei care au criticat decizia autorităților. De ce? De atâta simt că nu destul. Dar în piață e fric, eu nu suport, e normal. Să-ți facă măcar o clădire oarecare. Rândul este mare. E foarte mare. Angajații IGSU însă dau asigurări că toate cele 16 corturi instalate astăzi lângă instituțiile spitalicești din capitală sunt asigurate cu lumină și căldură, iar testarea va fi efectuată de angajații medicali de la policlinici. Am instalat corturi în care personalul medical să-și desfășoare activitățile
cu iluminat și cu încălzire, în condiții optime pentru a desfășura activitatea. Medicii spun că în doar o săptămână numărul solicitărilor pentru testare a ajuns la aproape 2000. De aceea, aceste corturi ar putea fluidiza numărul pacienților. Avem posibilitatea de a efectua, în primul rând, testele rapide. Aceste teste sunt efectuate în conformitate cu protocol medical la persoane cu suspecție la infecție COVID. Faptul cu suspecție este confirmat prin medic de familie la care urmează să se adreseze pacientul respectiv pentru a beneficia de astfel de test. Deocamdată, asemenea corturi au fost instalate doar în capitală. Se întâmplă în contextul în care numărul infectărilor a crescut în ultima perioadă, iar săptămâna trecută am înregistrat un bilanț record de îmbolnăviri într-o singură zi, circa 4.000. NATO va trimite mai multe nave și avioane de luptă în Europa de Est, iar UE a transmis că va ajuta Ucraina cu încă 1,2 miliarde de euro pentru a atenua efectele conflictului cu Rusia. Totodată, SUA și Marea Britanie au început să-și retragă membrii ambasadelor de la Kiev, iar secretarul de stat american și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse și amenință cu un răspuns rapid, dur și unit. If a single additional Russian force goes into Ukraine, in an aggressive way, as I said, that would trigger a swift, a severe, and a united response from us and from Europe. Comentariile secretarului american vin să întărească poziția SUA cu privire la orice acțiune militară agresivă suplimentară a Rusiei. Aseară la CNN, Blinken a apărat și refuzul administrației Biden de a impune sancțiuni împotriva Rusiei în mod preventiv, în ciuda faptului că președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut SUA și aliaților săi să penalizeze Moscova pentru acumularea masivă de trupe de-a lungul granițelor Ucrainei. So when it comes to sanctions, the purpose of those sanctions is to deter Russian aggression. And so if they're triggered now, you lose the deterrent effect. All of the things that we're doing, including building up in a united way with Europe, massive consequences for Russia, is designed to factor into President Putin's calculus and to deter and dissuade them from taking aggressive action, even as we pursue diplomacy at the same time. Departamentul de stat al SUA i-a îndemnat pe cetățenii americani să nu călătorească în Rusia și i-a îndemnat pe cei aflați în Ucraina să ia în considerare plecarea de pe acum. În caz contrar, nicio intervenție nu va mai fi posibilă în eventualitatea unei invazii rusești. Totodată, executivul SUA a dispus ca familiile angajaților de la ambasada de la Kiev să părăsească Ucraina. UE a anunțat că nu se ia deocamdată după Statele Unite. We are not going to do the same thing because we don't know any specific reasons, but Secretary Blinken will inform us, and I don't think we have to dramatize. As far as the negotiations are going on, and they are going on, I don't think that we have to let Ukraine and leave. Uniunea Europeană a anunțat că este pregătită să impună sancțiuni nemai întâlnite până acum dacă Rusia va ataca Ucraina. NATO a anunțat azi că va trimite mai multe nave și avioane de luptă în Europa de Est, iar UE a transmis că va ajuta Ucraina cu încă 1,2 miliarde de euro. Pachetul va fi alcătuit atât din împrumuturi de urgență, cât și din granturi. This package will help Ukraine now to address its financing needs due to the conflict. Rusia concentrează 10.000 de trupe la granița cu Ucraina împreună cu un arsenal de tancuri, vehicule de luptă, artilerie și rachete. Această mișcare a fost un semnal de alarmă pentru SUA și Europa, care și-au intensificat eforturile diplomatice cu Moscova în încercarea de a găsi o soluție la criza actuală. Kremlinul a negat în mod repetat planul de a invada, dar armata rusă a luat deja o bucată de teritoriu ucrainean când a pus mâna pe Crimea și a susținut forțele separatiste care au luat controlul unor mari părți din estul Ucrainei în urmă cu 8 ani. Cei mai importanți diplomați americani și ruși nu au făcut niciun progres major în cadrul discuțiilor privind Ucraina de vineri, dar au convenit să continue discuțiile pentru a încerca să rezolve criza. În timp ce Occidentul este tot mai îngrijorat de un eventual război în Ucraina, Kremlinul susține că informațiile oferite de americani și NATO sunt pline de isterie și presărate cu minciuni. Rușii însă nu încetează să mobilizeze trupe la granița cu țara vecină și se laudă cu exercițiile militare și capacitatea lor de apărare. Aceste imagini care prezintă militarii flotei Caspice, care fac parte din grupurile antitero, au fost publicate astăzi de Ministerul Rus al Apărării. Tot astăzi au fost difuzate imagini și cu antrenamentele echipajelor pentru transportul rachetelor strategice din regiunea Saratov.
iar în timpul exercițiilor din Ural, piloții de elicoptere de atac s-au antrenat cu rachete aer-sol pentru a distruge țintele terestre. Totodată, eșaloanele cu arme și tehnică militară rusă continuă deplasarea spre Belarus, unde în februarie ar urma să aibă loc exerciții militare comune. Totodată, Moscova a notificat Irlanda cu privire la desfășurarea de exerciții navale rusești în apele internaționale din Marea Irlandei. Rusia a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că marina sa va organiza un set de exerciții de amploare care implică toate flotele sale din Pacific până în Atlantic, o nouă demonstrație de forță în contextul intensificării activității sale militare. Kremlinul a acuzat astăzi Statele Unite și aliații săi de escaladarea tensiunilor și că probabilitatea ca un conflict militar în estul Ucrainei să fie inițiat de partea ucraineană este mai mare ca niciodată. Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда к границам США? Или к границам Великобритании или куда? К нам пришли. И теперь ещё говорят: "Нет, теперь и Украина будет в НАТО". Но мы хотим обеспечить свою безопасность. The risk of a conflict is real. NATO is a defensive alliance which does not threaten Russia or any other country. Ці ризики існують вже не один день, і вони не стали більшими. Україна не хоче війни, але Україна повинна завжди бути готовою до неї. Moscova susține că Ucraina a desfășurat un număr mare de trupe în apropierea granițelor regiunilor separatiste controlate de separatiștii proruși, ceea ce, în opinia sa, indică faptul că se pregătește să le atace. Iar Ucraina a primit un al doilea lot de arme din Statele Unite ca parte a unui ajutor defensiv în valoare totală de 200 de milioane de dolari. Aproximativ 90 de tone de asistență de securitate letală, inclusiv muniție din pachetul aprobat de SUA în decembrie, au ajuns sâmbătă în capitala Ucrainei. Președintele american Joe Biden ia în considerare trimiterea câteva mii de soldați americani, precum și nave de război și avioane, aliaților NATO din țările Baltice și din Europa de Est. Urmează ca în această săptămână Biden să ia o decizie. Începând de astăzi, elevii au revenit la școala online. Orele de la distanță se vor desfășura cel puțin 2 săptămâni. În unele instituții, profesorii apelează la proiecte grafice și alte metode pentru a face orele mai interactive. Profesorii spun că s-au obișnuit deja, însă situația se complică atunci când apar probleme tehnice. Ministerul Educației nu are o cifră despre elevii care nu au la dispoziție un calculator pentru a fi prezenți online la ore. Așa, clasa 7, bună ziua! Vă rog frumos să vă conectați la lecție. Directoarea liceului teoretic Onisifor Ghibu monitoriza la calculator orele care aveau loc. Am deschis grupul clasei 1-a C. Elevii erau la lecția de muzică. Cu ajutorul graficei, Pici și profesoara lor au apărut pe ecran printre baloane. Profesoara îi învăța notele, iar ca să fie ora interactivă, le-a făcut fotografii cu portativul. E dificil atât pentru elevi, cât și pentru profesori, care trebuie să se pregătească dublu, spun ei. Tinerii din clasele mai mari obișnuiesc să-și țină camerele calculatoarelor deconectate, cu excepția cazurilor când trebuie să răspundă la ore. Este complicat să-i motivești, să-i implici în cadrul activității. Au motive, internetul nu merge, nu vor să trezească vecinii. Mai există problema că unii nu vor să vorbească fiindcă se aude cineva face reparații. Ajungem virtual la ora de istorie. Hai să vedem, clasa 6, așa. Responsabilități și drepturi. Ce idei tu poți să dai? Fiecare elev din clasă are dreptul de a nu fi discriminat. În timp ce elevii erau conectați de acasă și îi puteam auzi virtual, profesoara lor era la liceu. Se vede partajarea, da? Da. Suntem la ora de istorie a elevilor din clasa 7. Din cei 30 de elevi, 27 s-au conectat online, iar ca lecția să fie mai interactivă, profesoara le-a pregătit un proiect în PowerPoint, pe care îl putem vedea și noi aici în clasă, cu ajutorul acestui proiector. Este o situație destul de, spunem așa, mai complicată pentru profesori, pentru că trebuie să ne pregătim mai minuțios. Din păcate, ne ciocnim cu așa situații când copiii de acasă nu dispun de instrumente. Foarte mulți copii totuși lucrează de acasă de la telefon. Potrivit directoarei liceului Onisifor Ghibu, 10 profesori și 8 elevi sunt infectați cu coronavirus. După vacanță, ce au venit elevii la școală. Deci sunt foarte... Și acum mai aveți, încă suspecți mai avem, care încă nu sunt testați, dar simt nu prea bine. Dani este elev în clasa 5-a la un liceu din Bubuieci. Băiatul învață online în timp ce se află în izolare împreună cu familia sa, după ce unul dintre părinți ar fi infectat. Așa, până ziua 5-a, acum? Dani, știu-ți așa.
Da, bună ziua. Fiecare fel de lecție are plusurile și minusurile lor. Dar, dacă să fiu sincer, mi-e plac mai mult lecțiile cu prezență fizică, pentru că poți să te întâlnești cu prietenii tăi și înveți mai mult din lecție, poți să înțelegi mai mult, mai bine. La revedere! Elevii vor învăța online în următoarele cel puțin 2 săptămâni, iar studenții, cu excepția celor de la Universitatea de Medicină, vor studia de acasă până pe 20 februarie. Ministerul Educației nu ne-a putut oferi deocamdată informații despre câți elevi și profesori din țară nu au un calculator sau un alt dispozitiv pentru a se putea conecta virtual la ore. Potrivit responsabililor instituției, în prezent sunt peste 200 de cazuri de infectare în grădinițele din țară, în școli și licee sunt peste 2000 de cazuri, iar în universități peste 170 de infectări în rândul studenților și pedagogilor. Primăria din Chișinău și închide ușile. În contextul agravării situației epidemiologice, accesul vizitatorilor va fi restricționat până pe data de 20 februarie. Anunțul a fost făcut de responsabilii de la primărie. Astfel, cererile vor putea fi depuse în format electronic. În același timp, se instituie un program special de activitate al funcționarilor, ceea ce înseamnă că va fi asigurată munca de la distanță, iar cu prezență fizică va munci doar personalul strict necesar. Pandemia de COVID-19 s-ar putea încheia în Europa odată cu varianta Omicron, care ar putea infecta 60% dintre europeni până în luna martie, a estimat directorul Organizației Mondiale a Sănătății din Europa. Între timp, în Rusia au fost înregistrate astăzi 65.000 de infecții cu coronavirus. Acesta este un nou maxim pentru întreaga perioadă a pandemiei. Peste 65.000 de ruși au fost infectați cu coronavirus în doar 24 de ore. Antirecordul a fost actualizat pentru a patra zi consecutiv. Autoritățile ruse spun că Delta este încă tulpina dominantă în țară și reprezintă aproximativ 52% din infecții. Omicron se află pe locul 2, dar ponderea sa crește treptat. Medicii sunt pregătiți pentru o nouă mobilizare în cazul unei creșteri critice a incidenței. Nagruzca na ambulatorna policlinicica zvino vazrasla v desiatki raz, поэтому мы все готовы. Medicul șef sanitar al Rusiei, Ana Popova, a declarat anterior că incidența COVID-19 în viitorul apropiat ar putea depăși pragul de 100.000 de cazuri noi pe zi. În Uniunea Europeană și spațiul economic european, varianta Omicron, care a apărut la sfârșitul lunii noiembrie, mai contagioasă decât Delta, este acum dominantă, conform Agenției Europene de Sănătate. Directorul OMS din Europa a declarat că Omicron ar putea aduce sfârșitul pandemiei în UE. Plausible that the region is moving towards a kind of a pandemic endgame, not an endgame of the COVID-19, but a pandemic endgame. Once that the Omicron wave will subside, there will be for quite some weeks and months a global immunity, either thanks to the vaccine or because people have immunity due to the infection, and also lowering seasonality. So we anticipate that there will be a period of quiet before the COVID-19 may come back towards end of the year, but not necessarily the pandemic. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății a declarat astăzi că ar fi periculos să se presupună că Omicron, tulpină extrem de transmisibilă a SARS-CoV-2, este ultima variantă a coronavirusului și că lumea se află la sfârșitul jocului pandemiei. Cu toate acestea, directorul OMS a spus că este posibil ca în acest an să se iasă din faza acută a pandemiei, dacă strategiile și uneltele de care dispunem, precum ar fi testele și vaccinurile, sunt utilizate într-un mod cuprinzător. Scene de violență la Bruxelles, manifestanții furioși au lansat focuri de artificii spre scutieri, care au încercat să disperseze mulțimea. Zeci de persoane au fost rănite sau arestate. Ce a stârnit nemulțumirea oamenilor, vă spunem în jurnal. Zeci de taximetriști au protestat azi dimineață în fața guvernului. Aceștia sunt nemulțumiți că prețurile la carburanți, în special la gazul metan, au crescut simțitor, iar autoritățile nu le oferă niciun suport. Șoferii de taxi au clanxonat minute în șir și au solicitat să li se ofere compensații în această perioadă. După o oră, reprezentanții Ministerului Infrastructurii i-au invitat pe taximetriști la dialog. Zeci de mașini de taxi au fost parcate astăzi în fața guvernului, iar șoferii au claxonat în semn de protest. Șoferii sunt nemulțumiți că prețurile la carburanți au crescut și din acest motiv nu au niciun profit din activitatea lor. Ne-au pus la perete pe noi.
Și așa era foarte delicat de lucrat, că nu este lume, n-ai și ni duși. Oamenii spun că nu vor mai ieși la muncă și nu vor presta servicii de taxi dacă autoritățile nu le vor oferi compensații. Eu socot personal că ridicarea tarifului nu este o ieșire din situație. Trebuie de găsit diferite metode de a compensa sau la pe perioada dată de scutit de impozite, de pildă, taximetrie, știi? Noi am ieșit mai mult pentru a micșora, a da în jos prețurile la gaz, la benzină, la tot. Ca noi să putem să supraviețuim, să trăim cumva, să trăim o leacă mai bine. Pentru ce vă ajung banii pe care-i câștigat? Absolut pentru nic. Eu mă duc acasă, mă duc cu mâna goală la copii. După aproape o oră de protest, reprezentanții guvernului i-au invitat pe taximetriști la dialog. În timpul discuțiilor le-au solicitat să prezinte în următoarele două săptămâni o listă cu toate solicitările lor. Din câte înțeleg, există o problemă majoră în ceea ce ține de majorarea tariful prețului de fapt pentru gaz. Noi acum suntem în proces de modificare a codului transportului rutier, să vedem ce alte acte normative subsecvente am putea să le modificăm și să vedem anumite acțiuni pe termen scurt pe care am putea eventual să le aplicăm. Directorul celui mai mare operator din țară care vinde gaz metan susține că a majorat prețurile din cauza scumpirilor pe piața internațională. Если, естественно, повышается цена закупочная газа, мы сразу же должны это отразить на наших ценах. По-другому мы не можем работать себе в убыток, это absurdul business. Pe de altă parte, Andrei a anunțat că aceste majorări pentru gazul metan nu sunt justificate și va sesiza Consiliul Concurenței. În acest weekend, gazul metan s-a scumpit cu aproape 6 lei și a ajuns să coste 17 lei și 60 de bani pentru un litru. Sunt prețuri record și pentru benzină și motorină. Mâine, șoferii vor trebui să achite 22 de lei și 68 de bani pentru benzină, iar pentru un litru de motorină, 19 lei și 68 de bani. Distribuitorul de energie electrică din nordul țării cere majorarea tarifului la curentul electric cu un leu. O solicitare în acest sens a fost depusă astăzi la ANRE, după ce la începutul lunii și distribuitorul de energie electrică din centrul și sudul țării au cerut același lucru. Responsabilii agenției urmează să examineze cererea. Când va fi luată o decizie, însă nu se știe. Compania Furnizare Energie Electrică Nord a transmis Agenției Naționale de Reglementare Energetică o cerere de majorare a tarifului de la 2 lei per kilowatt la peste 3 lei. În solicitare, aceștia scriu că este nevoie de majorarea tarifului întrucât cheltuielile în întreprinderii au crescut, respectiv și pierderile sunt mai mari. Responsabilii întreprinderii nu ne-au răspuns la telefon pentru detalii. Cei de la ANRE spun că, potrivit legii, au la dispoziție jumătate de an pentru a lua o decizie în acest sens. La începutul acestei luni și compania Premier Energie, care livrează electricitate în sudul și centrul țării, a cerut ANRE dublarea tarifelor, motivând că înregistrează pierderi. Ei au solicitat ca prețul să crească de la aproximativ 1 leu și 50 de bani per kilowatt la aproape 3 lei. Comuniștii și socialiștii au contestat astăzi la Curtea Constituțională instituirea stării de urgență în sectorul energetic. Detalii are colega noastră Daniela Andreev. Daniela, bună seara! Bună seara, Valeria! Bună seara, doamnelor și domnilor! Sesizarea a fost depusă astăzi aici la Curtea Constituțională de deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vlad Bătrâncea. Acesta a cerut magistraților să verifice constituționalitatea hotărârii Guvernului privind propunerea instituirii stării de urgență în sectorul energetic pe un termen de 60 de zile. Bătrâncea susține că propunerea ar fi nemotivată în condițiile în care Parlamentul este funcțional, iar orice decizie privind alocarea unor sume de bani poate fi făcută cu aprobarea deputaților. Starea de urgență pe două luni a fost instituită joia trecută cu votul deputaților PAS la propunerea guvernului. Șefa executivului a explicat că a fost nevoie de această măsură după ce Moldova Gaz nu a reușit să adune suma de peste 60 de milioane de dolari ca să achite avansul pe luna ianuarie, iar Gazprom a refuzat să ofere un răgaz în acest sens, amenințând țara noastră că dacă plățile nu vor fi făcute la timp, atunci va asista livrările de gaze către Republica Moldova. O parte din acești bani au fost alocați din bugetul de stat tot joia trecută. Acestea au fost informațiile. Valeria? Daniela, mulțumesc. Bătaie la un cămin militar din capitală. Un soldat a ajuns la spital în urma unui conflict între el și alți tineri. Ministerul Apărării a pornit o anchetă internă, iar unul dintre agresori a fost reținut. În paralel, poliția desfășoară o anchetă penală.
Potrivit poliției, totul s-a întâmplat aseară la un cămin militar din cartierul Telecentru. Între doi militari care locuiesc acolo, dar și un alt tânăr despre care oamenii legii nu au oferit detalii, s-a iscat un conflict degenerat în bătaie. În urma loviturilor primite, victima de 21 de ani a ajuns la spitalul Ministerului Apărării. Băiatul se află în stare satisfăcătoare și va rămâne internat în spital. Incidentul s-a produs în căminul militar din spatele meu. Responsabilii aici, după ce au văzut echipa noastră de filmare, au închis porțile și ne-au spus că nu vor oferi niciun comentariu pe acest caz. Așteptați când să vină presa noastră și să vă dea explicații. Ai auzit ceva despre ce s-a întâmplat ieri? Și alți militari care locuiesc în cămin ne-au spus că nu cunosc nimic despre bătaie. De asta n-am auzit, de la dumneavoastră au avut prima dată. Bună ziua! Unul dintre agresori a fost reținut de poliția militară din subordinea Ministerului Apărării. Comenduirea militară a creat o comisie de anchetă care va analiza minuțios cele întâmplate pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. Potrivit poliției, agresorii sunt cercetați penal pentru huliganism și se pot alege cu o amendă de până la 52.500 de lei sau să stea după gratii pe un termen de până la 3 ani. Astăzi se împlinesc 163 de ani de la Unirea Principatelor Române, care s-a produs odată cu dupla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în calitate de domn al Moldovei și țării românești. În România au fost organizate ceremonii militare și religioase. Președintele Klaus Iohannis a mers la ceremoniile de la Muzeul Militar din București. Gardă! Trimți! Națiunea română este mai puternică atunci când este solidară. Și trebuie să prețuim lucrurile care ne unesc pentru a ne fi mai ușor să luptăm cu cele care ne dezbină. Liderul Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, precum și sute de simpatizanțe acestui partid, au stat fără mască anti-COVID-19 la Iași la manifestațiile de Ziua Unirii. Iar în timpul ceremoniilor, Simion a fost atacat cu cerneală. Scene de război s-au derulat ieri la Bruxelles. Poliția a folosit tunuri de apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții din apropierea sediului Comisiei Europene. Asta după ce un protest care a implicat aproximativ 50.000 de persoane care se opuneau restricțiilor COVID-19 a devenit violent. 70 de oameni au fost arestați, iar 15 au fost răniți. Unii protestatari au lansat focuri de artificii în timp ce poliția a avansat în forță într-un parc din apropiere unde s-au adunat grupuri mari de demonstranți. Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă în timp ce ofițerii purtau armuri de protecție, căști și scuturi antirevoltă. În violențele care au izbucnit au fost spart geamuri ale birourilor Serviciului de Acțiune Externă al Uniunii Europene, principalul organism diplomatic al acesteia. Cel puțin 70 de persoane au fost arestate în timpul protestului pentru posesie de obiecte periculoase sau interzise sau pentru deteriorarea proprietății. Trei polițiști și 12 protestatari au fost transportați la spital, dar niciunul nu a suferit răni grave. Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, a condamnat violențele și distrugerile. Deși Belgia a anunțat vineri o ușoară relaxare a restricțiilor pentru limitarea răspândirii coronavirusului, în ciuda unui număr record de noi infectări, guvernul a spus că oamenii trebuie să-și facă doza booster după 5 luni de la prima schemă completă de vaccinare pentru a-și menține permisele COVID-19 care le permit să intre în baruri sau cinematografe. Certificatele COVID, care sunt obligatorii pentru oricine dorește să intre într-un restaurant, muzeu sau multe alte spații publice, au stârnit o opoziție acerbă în rândul unor belgieni. Câteva mii de americani au manifestat la Washington împotriva obligativității vaccinării anti-COVID-19. Este un atac la adresa libertăților umane, au scandat aceștia. Americanii sunt nemulțumiți de modul în care a evoluat campania de imunizare. O
obligația vaccinării și libertățile nu sunt compatibile ca apa și uleiul, a declarat un vorbitor pe treptele memorialului Lincoln, impunătoarea clădire din marmură albă dedicată celui de-al 16-lea președinte al Statelor Unite. Just about the vaccine, as if it's the only treatment that's available. We're not going to get out of this pandemic if you only concentrate on the vaccine. You have to have all the tools, you know, early treatment, prophylaxis, whatever. Mii de oameni au ieșit în stradă și au luat cu asalt capitala Washington. Demonstranții sunt nemulțumiți de evoluția campaniei de vaccinare, precum și de restrângerea unor drepturi constituționale ca măsură coercitivă pentru refuzul de a se imuniza. Everybody needs to have a personal choice, no mandates at all for employers, for anybody, for healthcare workers, for anybody. I'm coming out because I'm completely against mandates. I think they're unethical. I think they're ineffective and I think they're anti-constitutional. Protestatarii au contestat autoritatea președintelui Joe Biden, pe care l-au acuzat de tiranie. O curte de apel federală din Statele Unite a suspendat recent ordinul federal prin care administrația Joe Biden cerea ca personalul din companiile americane cu cel puțin 100 de angajați să fie vaccinat împotriva COVID-19 sau să fie testat săptămânal, invocând probleme grave de ordin legal și constituțional. Cu toate acestea, în alta curte a validat obligația de vaccinare pentru angajații structurilor sanitare, care beneficiază de fonduri federale. Totodată, reprezentantul juridic al Departamentului Muncii a declarat că este pregătit să apere legalitatea ordinului în instanță. Potrivit calculelor, sub incidența acestei măsuri ar intra 2/3 din forța de muncă din SUA, adică peste 80 de milioane de lucrători într-o țară în care doar 62% din populație este complet vaccinată. Cei mai frumoși cai din lume au defilat la a doua ediție a Festivalul Cailor Pur Sânge Arab, care nu putea avea loc decât în Arabia Saudită. Concursul se încheie cu o licitație a celor mai frumoși armăsari pur sânge arab. Cât ajung să costă unele exemplare, aflați în jurnal. Emiratele Arabe Unite au interceptat în această dimineață două rachete balistice care vizează Abu Dhabi, acesta fiind cel mai mare recent atac care a vizat capitala Emiratului. Fragmente de rachete au căzut peste oraș fără a se înregistra victime. Atacul vine la o săptămână de la un altul în care au fost ucise 3 persoane și rănite 6 și intensifică și mai mult tensiunile în Golful Persic. Oficialii apărării au spus că rachetele au fost lansate de rebelii Houthi, susținuți de Iran și Yemen. În ultimele zile, o coaliție condusă de Arabia Saudită, pe care Emiratele Arabe Unite o susține, a declanșat câteva atacuri aeriene împotriva Yemenului, ucigând totodată aproximativ 80 de persoane dintr-un centru de detenție. Houthi amenințaseră că se vor răzbuna. Un atac armat s-a produs astăzi într-o universitate din Germania. Un bărbat înarmat a rănit mai multe persoane cu o pușcă într-o sală de curs din Heidelberg. Potrivit publicației germane Bild, atacatorul a deschis focul în sala de lectură, după care a îndreptat arma spre el și s-a sinucis. Orașul Heidelberg este situat la sud de Frankfurt și are aproximativ 160.000 de locuitori. Universitatea sa este una dintre cele mai cunoscute din Germania. Deocamdată nu se știe exact câte persoane au fost rănite și cât de grav. După o perioadă lungă de secetă record, regiunile de nord și de vest ale Iranului au fost lovite de cea mai puternică ninsoare din ultimii 20 de ani, ceea ce a dus la condiții dificile de trafic. E război cu iarna și în Siria. Cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimii 20 de ani s-a abătut asupra Iranului și a dat peste cap viața de zi cu zi a locuitorilor. Școlile sunt închise, circulația rutieră se desfășoară cu greu și traficul aerian e perturbat. Pe drumuri s-a așternut poleiul și accidentele se țin lanț, șoferii fiind blocați ore întregi în unele zone. 3 persoane sunt date dispărute în regiunea Urmia, acestea fiind pe drum când au fost prinse de vreme rea. Autoritățile au scos tehnica militară pentru a ajuta la dezăpezire. Și Siria luptă cu nămeții și gerul. Cele mai afectate sunt familiile care au fugit din calea războiului și trăiesc în corturi în taberele de la granița cu Turcia. Yani
يعني إذا استمر العاصفة يومين ثلاثة راح يكون الوضع أسوأ بكثير. هاي الخيام مثل ما أنتم شايفين كل وقت على الأهالي. Acum furtuna de zăpadă le-a blocat drumurile și le-a doborât corturile, lăsându-i pe refugiați fără hrană și fără adăpost în tabăra lor din orașul Azaz. شكركم يعني ساعدونا والله العظيم متنا من البرد ليكوا هالثلج لكن طعنا من البرد لا حدا بجيب لنا غيرين لا حدا بجيب لنا فحم لك لا تجيبوا لنا شيء نسيانين طالع بقول لكم بالمخيم ما حدا عجب لنا شيء. Taberele de refugiați din partea siriană a frontierei cu Turcia sunt arhipline în condițiile în care zeci de mii de oameni au fugit din calea luptelor ce au avut loc în Siria. Oamenii trăiesc acolo de ani de zile în speranță că vor reuși să ajungă în Europa. Cei mai frumoși caipuri sânge arab au defilat la un festival în Arabia Saudită. Armăsarii au fost aduși în capitala regatului din toate colțurile lumii, iar cei mai arătoși au fost premiați și cu jumătate de milion de dolari. Proprietarii de cai pur sânge arab au încercat să demonstreze că armăsarii pe care îi au sunt cei mai frumoși. Peste 450 de cai au fost prezentați publicului. Evenimentul a fost organizat de o companie locală care are ambiția să readucă frumoșii cai pur sânge arab în locul de origine, peninsula arabă. الهدف الاسمى صراحة ان كيف اليوم نستقطب كافة المرابط الخيول العربية من دول العالم كلها كاملة وتكون لها تواجد في داخل المملكة بحكم انه يرجع الخيل الى مكانها الاساسي. Festivalul durează o săptămână și include diverse activități, inclusiv o licitație a cailor din specii rare. Concursul în care se alege cel mai frumos cal pur sânge arab oferă premii de jumătate de milion de dolari. The champion, caii pur sânge arab sunt cea mai apreciată rasă de cai și una dintre primele categorii de cai domesticiți. În hiergheliile șeicilor arabi sunt exemplare cotate și la 1 milion de euro fiecare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea În profunzime cu Lorena Bogzan. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022213645. Iar dacă aveți imagini, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079400508. O seară frumoasă!